Salut! Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei la Antena Sport Update. FCSB este ciuruită înainte de meciul cu Sepsi. Eliminații din cupă, Buena, Radunovic și Octavian Popescu sunt suspendați pentru duelul din Liga 1. Dică va fi nevoit să improvizeze. Fica lui Meme Stoica, Teodora, a dezvăluit calvarul prin care a trecut în ultimii 3 ani. Medicii mi-au spus că viața mi se va schimba radical. Aveau dreptate, însă ce nu știa nimeni este că se va schimba în bine, a scris Teodora. Eroina mea a fost reacția imediată a lui Meme. Tot pe AS.ro afli noi detalii despre scandalul provocat de Cristiano Ronaldo. Lăsat pe bancă, starul lui United a părăsit stadionul Old Trafford înainte de finalul meciului cu Tottenham, câștigat cu 2-0. Gabi Tamaș se antrenează cu o altă echipă din România. La Brașov, veteranul l-a certat deja pe antrenorul Alexa. Mai bine dai o masă, a glumit fundașul plecat cu scandal de la Petrolul. Era dinamovist Dan Șucu? Așa se pare, a fost răspunsul bunului său prieten Constantin Din, care l-a dat astfel de gol pe patronul Rapidului în direct la AS.ro Live. Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul Antena Sport, astăzi de la ora 20 pe Antena 1.